Seara și bine ați venit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube, intitulat Mircea citește, zâmbește și povestește. În această seară vă voi prezenta toate cărțile mele primite de la colaborare de la editura Crei. Datorită doamnei Virginia Costeschi am primit aceste cărți minunate și îi mulțumesc din inimă pentru că mi-a dat cele 16 cărți din luna mai până în luna decembrie. Așa, le am aici pe masă, dragii mei. Așadar, să încep. Prima carte este Oamenii fericiți citesc și beau cafea, de Agnes Martin Lugard. Este din colecția Young Fiction Connection. A doua carte. Fericirea îmi scapă prin cretecete. Tot de aceeași autoare, Agnes Martin Lugard. Tot din colecția Young Fiction Connection. A treia carte. Prințesa de hârtie, de Erin Ward. Primul volum din seria Familia Royal, numărul 1 New York Times bestseller, USA Today bestseller. A patra, Prințul de hârtie, de Erin Ward, numărul 1 New York Times bestseller, Wall Street Journal bestseller, USA Today bestseller. Al doilea volum din seria Familiei Royal. Mai departe. A cincea carte, Ordinul Ieburilor Recal din Londra, de Santa Montefiore și Simeon Sepang Montefiore, aparține, face parte din colecția Literati de la Pandoraim, savuroasă, amuzantă și minunată ilustrată The Times, ilustrați de Kay Hindley. A șasea carte, Ordinul Iepurilor Recal din Londra, evatare din Turn, de Santa Montefiore și Simeon Sepan Montefiore, tot din colecția Literati de la Pandora. A șaptea carte, Mara Dyer, Începutul, de Michel Hutkin, apărut în colecția Young Fiction Connection. A opta carte, Mara Dyer, Transformara, tot de Michel Hutkin, e volumul al doilea din seria Mara Dyer, tot din colecția Young Fiction Connection. A noua, Cum să nu mă vezi? Nu pot fi văzută decât dacă ascund cine sunt cu adevărat, de Sharon Husrod, în colecția Young Fiction Connection. A zecea carte, Mara Dyer, Răspunarea, de Michel Hutkin. Ultimul volum din seria Mara Dyer. Totul are un sfârșit, dar Mara nu și l-ar fi întrebuit astfel. Această carte face parte din colecția Young Fiction Connection. A 11-a carte, Viața e ușoră, nu-ți face griji, de Agnes Martin Lucan, continuarea fenomenului internațional, Oamenii fericiți de șpacare. Și această care face parte din colecția Young Fiction Connection. A 12-a carte, Cum să-ți construiești fericirea, Psihologia fericirii, de Christoph Andre, face parte din colecția Psihologia Practică. A 13-a carte, Iubirea mea te săvârșită, de Gabriel Tale.
bestseller Rolling Stone, New York Times. Cea mai bună carte a anului 2017, întocurile publicațiunilor Washington Post, New York Times, USA Today, Business Insider și pe Amazon Pune. Și această carte face parte din colecția Young Fiction Connection. A 14-a carte. Fata dispărută de Cillian Flynn. Numărul 1, New York Times, bestseller. Acum un film deștept de distribuită 20th Century Fox. Și aceasta face parte din colecția Young Fishing Connection. A 15-a carte, Înainte să fii mai voștri, de Lisa Wingate. Bestseller, New York Times, USA Today, Wall Street Journal. Face parte din colecția Young Fishing Connection. Și ultima carte. Privind la stele, de Gabe Polisner. Face parte din colecția Young Fishing Connection. Chiar dacă a fost primul an al meu de BookTube, a fost cel mai productiv an în materie de cărți și mă bucur că am găsit așa oameni deosebit și săritori care sunt atât de îndarnici și susțin comunitatea aceasta minunată. La revedere, o zi bună, ne vedem videoclipurile ce vor urma.